Un tânăr pasionat de grafiti a fost sancționat după ce și-a demonstrat talentul pe gardul unei școli din Constanța. Gestul său a fost surprins de camerele de supraveghere iar imaginile au ajuns la poliție. Oamenii legi au luat legătura cu mama adolescentului pe care au și sancționat-o cu amendă pentru gestul fiului său. Totodată, familia tânărului este obligată acum să vopsească la loc gardul școlii. Incidentul a dus la o dezbatere în spațiul public. În timp ce unii susțin că tânărul ar trebui încurajat și îndrumat pentru a- exprima creativitatea către festivalurile și evenimentele de artă urbană, alții cred că sancțiunea este binevenită, iar regulile trebuie respectate fără excepție.